Primăria municipiului Buzău anunță că lucrările de reabilitare pe unele străzi nu au fost finalizate. Acest lucru se datorează faptului că în unele zone din oraș sunt executate lucrări la infrastructura de apă și apă uzată, motiv pentru care ulterior vor fi nevoie de noi lucrări de asfaltare. Trebuie să mergem cu programul de străzi. Suntem la limite cu banii tot timpul pentru că ai bani de la Uniunea Europeană, dar Uniunea Europeană, de exemplu, nu finanțează străzi. Iar după ce avem acest program foarte complex de a redimensiona, reconsolida rețele de apă și apă uzată în Buzău pe 43 de străzi, bineînțeles că după ce se intervine în subteran, străzile alea trebuie unele dintre ele refăcute de la zero. Mă refer, de exemplu, acum la strada veteranilor, care practic nu se poate circula pe ea. Fiecare din aceste străzi, va fi și Dorobanțiu la fel, va fi și Marghiloman la fel, fiecare din aceste străzi în anii următori vor trebui să fie reabilitate total. După ce pe parcursul anilor anteriori, administrația locală a alocat o atenție deosebită marilor artere ale municipiului Transilvaniei, Unirii și Industriilor, în perioada următoare, lucrările de infrastructură se vor muta pe străzile mai mici.